Mijlocașul a rămas liber de contract. Fără să le aducă vreun ban, președintele Narcis Răducan anunță că fotbalistul va juca pe un contract avantajos doar pentru el. Am ajuns cu Adi Robotan la un acord să încetăm colaborarea. Înțelegerea cu el a fost ca el să vină gratis, să ne ajute, să ne ajutăm reciproc și dacă va avea o ofertă pe o sumă modică, undeva 40-50 de mii de euro, să poată pleca. Acesta a semnat la începutul anului un contract pe o perioadă de un an cu clubul Pandurii. Acum va juca la o echipă din străinătate. Am mărturisit ieri că este în discuție avansată cu o echipă din zona Golfului, cu salariu astronomic, să zic așa, pentru un fotbalist român și era normal să găsim înțelegere, să-l lăsăm să plece. E adevărat că avea stipulat această clauză în contract, dar încă o dată spun, avem o relație foarte bună cu jucătorii. Cel mai probabil și alți fotbaliști îl vor urma. Președintele Narcis Răducan anunțând astăzi că mai mulți fotbaliști vor fi liberi de contract în urma discuțiilor purtate în cadrul AGA.